el vă recomandă Aminoplant, biostimulator pe bază de aminoacizi esențiali naturali pentru culturi cerealiere, oleaginoase și vitipomicole. Bună ziua, bine v-am regăsit la Agricultura, o șansă pentru România. Suntem așadar în... sau vom discuta astăzi despre o propunere a Comisiei Europene. Este vorba despre folosirea glifosatului pentru încă 10 ani în următorii ani. Este doar o propunere avansată de Comisia Europeană, ea mai are nevoie și de aprobarea statelor membre, dar dincolo de, sigur, de acest lucru, este o temă de discuție. L-am invitat alături de noi pentru a dezbate această temă pe domnul Valeriu Tabără, este președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice. Sunt undeva la Secuieni, Neamț, și nu da, da. Ne auziți, domnule Tabără, bună ziua! Acum aud, nu chiar bine, dar aud. Da, o să vorbesc un pic mai tare. Spuneți-mi cum ați privit această propunere a Comisiei Europene privind utilizarea glifosatului în continuare? Nu se înțelege nimic, am cer scuze. Nicio problemă, o să încercăm să refacem, poate... Cer scuze, mi-e imposibil. Da, încercăm poate să refacem legătura cu domnul Tabără, dacă se poate. Până atunci vă spuneam că suntem în această situație, statele membre însă vor trebui să decidă în luna octombrie undeva, sau mă rog, la începutul lunii octombrie. Știm că e o temă mult discutată de către agricultori în general. Avem deja două tabere care sunt sunt împărțite vis-a-vis de această temă a glifosatului, de a utilizării glifosatului, un erbicid care deja a ajuns celebru, dacă putem să spunem așa. Sigur că avem și o tabără a opoziției, dacă putem să o numim în felul acesta. E vorba în special de, este formată în special din apicultori, din crescătorii de albine, dar nu numai, pentru că avem și hai să zicem, organizații de mediu și organizații care apără în principiu sănătatea publicului. Haideți să încercăm. Ne auzim mai bine acum un pic, domnule Tabără? Vă aud un pic mai bine. Haideți să încercăm așa. V-aș ruga de să ne spuneți cum vedeți această propunere a Comisiei Europene. Pe cea referitoare la glifosat, da? Exact, da. Cea referitoare la glifosat. Eu cred că e o revenire într-un sens bun, pentru că, așa cum am mai spus-o și altă dată, s-ar putea că eu să greșesc, dar nu cred că greșesc. În multe cazuri de decizii de acest gen, cum a fost și cazul nicotinoidelor, eu aș spune că inclusiv la noile tehnici de ameliorare, la OMG-uri, la modul cum a fost văzute biotehnologiile, ele au îmbrăcat nu baza științifică, ci forme de administrație și cu o anumită tentă politică. Dar problema glifosatului a fost o problemă extrem de dezbătută. Este o problemă deosebit de importantă, având în vedere mai ales anumite regiuni ale globului și cele din centru și estul Europei, în care gradul de îmburuienare și speciile de buruieni necesitau astfel de substanțe precum cea din glifosat. Mai ales că, din punct de vedere al cercetării științifice, nu au fost niciodată probleme cu această cu substanța activă care compun produsele pe bază de glifosat. Am înțeles. El este utilizat în România, adică știm că spuneați mai devreme că e vorba de anumite zone, fermierii români îl folosesc? Da, sigur că da, el a fost folosit în mai multe domenii, de pildă îmbunătățirile funciare îl folosesc pentru curățirea canalelor, eliberarea de vegetația neprielnică pentru circulația normală a apei, fermierii pentru ceea ce înseamnă inclusiv minim tiligiu, eliminarea buruienilor, apoi curățirea mirișilor. E un produs care a ajutat extrem de mult activitatea fermierilor, mai ales acolo, repet încă o dată, unde este grad mare de buruienare și combaterea. Pe de altă parte, să nu uităm că glifosatul a venit și ca ușurare în ceea ce privește tehnologii de cultură, cum a fost cea privind soia cultivată
modificate genetic, în sensul în care s-a creat selectivitate pentru glifosat și atunci s-au redus foarte mult cantitățile, numărul de pesticide, de erbicide în special, și cantitățile de erbicide, protejând într-o oarecare măsură, nu oarecare măsură, mare măsură și mediul. De acord. Am văzut că temerea este, domnule Tabără, legată de faptul că ar fi un produs cancerigen care produce cancer la om. Pe de altă parte, o chestiune care e discutabilă, nu? Și mai sunt încă în continuare procese, chiar aici unde sunt am avut azi o discuție pe tema respectivă. Eu rămân la părerea că se speculează foarte mult și că se exploatează elementul negativ pentru a crea o anumită psihoză, un anumit tip de atitudine față de anumite produse sau tehnologie agricole, pentru că până la urmă glifosatul nu este un produs singur, el intră într-o tehnologie. Dacă este folosit, sigur, orice folosești în exces, poate să ducă la defecțiuni de sănătate și mai ales de funcționalitate a organismului uman și animal. Dar atunci când ele, produsele acestea sunt folosite corespunzător, păstrându-se toate indicațiile tehnice ale producătorului, dar și cunoștințele fermierului, atunci nu pot fi probleme. De acord. Care sunt, de altfel, organizația europeană, instituția europeană, arată faptul că nu s-au găsit dovezi concrete. Este vorba de EFSA, am citit concluziile. Da. Este corect, după părerea mea, ceea ce a venit și vine să argumenteze, din păcate, după mulți ani de speculații, EFSA a trebuit să fie o instituție mult mai precisă, mai curajoasă, mai liberă și nu sub influențele de diferite curente, comerciale, politice sau de altă natură. EFSA acum, după părerea mea, în cazul glifosatului, a dat o decizie corectă. Bun. Întrebarea este ce urmează, domnule Tabără? Sau credeți că, sau nu știu... Din păcate, cred că produsul este deja în cădere, cum se întâmplă cu toate produsele, chiar dacă ele sunt foarte bine. Sunt convins însă că un alt produs sau alte produse, poate superioare ca și comportament, și de ce nu să nu creeze atâtea semne de întrebare, să fie reomologat și adus în utilizare tehnologică în agricultură, pentru că, repet, produsele acestea cu combatere totală sunt extrem de importante în multe, multe zone ale globului, inclusiv în România. În România, gradul de îmburuienare și de eliminarea surselor de contaminare a culturilor, inclusiv cu agenți patogeni și dăunători, depinde foarte mult de existența unor produse de tip glifosat. Și care sunt taberele care, să zicem, contestă utilizarea glifosatului? Sunt, bine, în primul rând, dumneavoastră știți bine că organizațiile de mediu pe zona zisă ecologică sau pe probleme de mediu. Care să se fi demonstrat că sunt influențe negative decât acuzația că reduce biodiversitatea, lucru care nu stă în picioare. Pentru că buruienile de obicei au un mare coeficient și potențial de înmulțire, chiar dacă rămân un număr mai redus, dar oricum ele trebuie reduse din culturile agricole dacă vrem ca să mergem spre un potențial și pe ceea ce înseamnă producție agricolă, alimentară și securitate alimentară. Bun, deci decizia finală credeți că va fi validată de statele membre? Pentru că mai e nevoie de o validare undeva în luna octombrie. Da, decizia finală, eu sunt convins că din ceea ce a hotărât EFSA acum, cred că a fost o chestiune extrem de profesionistă și judecată și din punct de vedere economic și în legătură cu mediul și ceea ce s-a acumulat în timp ca date despre acest produs, să se găsească soluții ca el să rămână sau erbicide de tipul lor, produse de tipul glifosatului, așa cum spuneam, care se poate fi folosite în așa fel încât să scutească cheltuieli și mai ales utilizarea de cantități, de alte cantități în plus de pesticide pentru a putea să menții culturile curate și la un potențial de producție economic. Bun, dacă tot suntem la acest capitol, ați vorbit un pic despre, sau ați făcut o trimitere și către neonicotinoide, ce se mai întâmplă cu acestea din punctul de vedere al folosirii? Păi, știu că se merge mult pe... aceea din partea
Vă rog. Din partea unei organizații, o spune, cu o reprezentare mai mică decât ceea ce înseamnă Organizația Crescătorilor de Albine din România, care au contestat decizia Ministerului Agriculturii, decizie pe care Academia de Științe Agricole și Silvice, prin rezultatele unor cercetări extrem de amănunțite și bine duse, cu analizele făcute la cele mai prestigioase institute de analiză din Europa, am demonstrat că nu nicotinoidele sunt responsabile de ceea ce înseamnă fenomenul acesta dispariție albinelor. Ca urmare, apicultura a avut de câștigat în ultimii ani în România numărul de familii de albine dublându-se chiar. Deci și aici sunt probleme care au intrat într-o anumită de speculație legate și de, așa zisele, probleme legate de mediu, de ecologie. Dar eu am mai spus-o și o spun și acum, ecologic, cu ecologie și cu ecologism nu înseamnă același lucru. Astea sunt trei noțiuni total diferite, din care ultima te duce spre tip de politică ecologică. Politica nu are nimic de a face cu partea științifică decât atunci când încearcă să fie realistă în decizii. Da, vreți să ne spuneți, domnule Tabără, că uneori acest tip de abordare cu valență de mediu ajunge către o extremă, să zicem. Vedem extreme pe care le vedem în societate, nu? Da, din păcate s-a ajuns în ultimii ani în chestiuni de extremă, dar mai grav în anumite strategii care le fac nefuncționale sau le fac să nu-și ating obiective. Eu aș îndrăzni să spun că o astfel de abordare în Green Deal se poate constitui o bază de un mare eșec, deși programul nu este unul rău. Este unul bine conceput, cu obiective pe termen lung, care dacă ar fi fost analizate și dezvoltate și prin lucrări științifice, prin abordări științifice, eu cred că extrem de multe obiective la acestui program s-ar fi putut atinge, fără probleme, ca și schimbările climatice. Nu pot fi atenuate sau blocate, decât atenuate prin creații pe baza unor metode de cercetare pe care Uniunea Europeană nu le acceptă, dar ele sunt acceptate inclusiv Brazilia, Argentina, Africa de Sud, dar Australia, nu mai vorbesc de Statele Unite, Israel. Din punctul dumneavoastră de vedere, Green Deal este într-un impas. Mă refer aici la abordarea politică și abordarea legislativă. Dacă merge prin ceea ce cere acum și prin ceea ce se insiste, este deja un eșec. De fapt, nu ar fi singurul eșec care, combinând probleme de economice, de dezvoltare cu cele de mediu, ar fi un eșec. Să ne amintim de ceea ce a însemnat programul 2020, când se propunea ca în 2020 să avem circa 20% din combustibilii utilizați la transportul în comun provenind din biocombustibili. Ori el nu s-a realizat, deci se putea realiza fără probleme. Ce vi se pare cel mai complicat de aplicat din acest Green Deal, să spunem, sau care sunt temele mai sensibile, poate pentru România, poate pentru alte state, deși vedem că și Olanda, nu, de exemplu. Deci prima problemă este cea legată de minte și de pesticide. Fără să creeze organisme cu toleranță la factorii climatici și mai ales la această invazie de agenți patogeni și de dăunători noi care se suprapun peste schimbările climatice, și n-ai organisme cu toleranță care nu pot fi realizate decât în metode noi cu îmbunătățirea genomului și a rezistenței genetice, nu o să poți să atingi acest parametru atât de important. Același lucru este legat și de atenuarea efectelor schimbărilor climatice. Noi trebuie să facem acele organisme noi care să fie tolerante, de pildă, la factorii climatici nefavorabili. Și am mai dat exemplu cazul Bărăganului, unde nu problema apei din sol e o problemă, ci este vorba de șocurile de umiditate și de temperaturi înalte din atmosferă. De altfel, e o problemă pe care Academia de Științe Agricole și Silvice o are în vedere ca o abordare împreună cu cercetători din domeniul meteorologiei, să o abordăm în perioada imediat următoare. Bun, cred că e o chestiune binevenită. Am senzația însă, domnule președinte, că uneori orice s-ar spune, orice documente, orice
dovezi științifice să aduc, unii dintre noi nu vor crede, să zic, sau... Eu, în primul rând, trebuie să și ne zbatem, din păcate, aproape de neconceput acest lucru, ca să așezăm cercetarea pe locul care îi se cuvine, tocmai pentru ca cercetarea și... Cercetarea nu trebuie făcută mai de dragul de a face cercetare sau de plăcere. Trebuie să dea soluții la aceste probleme extraordinar de importante pentru viitorul și, îndrăznesc să o spun, vieții pe pământ. Pentru că factorii aceștia climatici provin din schimbări majore sau de evoluții majore ale cosmosului sau microcosmosului, numai macrocosmosului, în care omul de astăzi, având tehnicile pe care le are la dispoziție, poate să creeze forme care să-l ajute să parcurgă această fază critică spre perioadele viitoare de viață pe Terra. Bun, mă întorc la ce spuneați un pic mai devreme. Am văzut că este un regulament european privind modificări genomice sau partea de genomică. Da, este o idee. O dezbatere, cam se prelungește iar prea mult ca și în cazul glifosatului. Da? Ori Uniunea Europeană se îndepărtează, din păcate, și odată cu ea și noi, de ceea ce înseamnă tehnicile noi care le folosesc anumite state la plan mondial, pe plan mondial, începând cu Statele Unite, sigur, Canada, dar a se vedea evoluția Argentinei și a Braziliei, care au aplicat astfel de tehnici și care astăzi ocupă locuri de primă mărime și importanță deosebită în producție și mai ales în calitate și în siguranța acestei producții. Ce oprește Uniunea Europeană? De ce e așa de atât de, să zicem, temătoare de aceste... Părerea mea este că este sub o anumită presiune politică în faptul că ecologismul a mers spre zona politică, nu spre zona a ceea ce înseamnă o relație normală cu natura și cu ce înseamnă economia dezvoltată în raporturi optime și echilibrate cu natura. Da, știu că sunteți... Aici rolul științei de a face acest echilibru între decidențul politic administrativ și ceea ce înseamnă certitudinea economică a unei activități, a unei munci, că până la urmă producția de hrană și de materie organică și de materie primă pe fața pământului este dată de puterea științei, nu de blocajul ei. Da. Știu că sunteți la un eveniment, nu, undeva în... un târg cu tradiție în Moldova. Da, am venit, este o primă manifestare dintr-o nouă serie de târguri expoziție în care suntem prezenți și noi cu 5 stațiuni și am venit mai mult pe partea de zootehnie, pentru că aici în Moldova avem câteva stațiuni care stau destul de bine și un potențial, un nucleu de pornire excelent pentru ceea ce înseamnă relansarea unor activități de producție zootehnică în România, la care noi, din păcate, suntem tributari și, ar spune, chiar cu probleme mari în ce înseamnă dezvoltarea și valoarea adăugată din agricultură și economie. Noi am mai discutat împreună și dumneavoastră cunoașteți mai bine chiar decât mine această chestiune. Da, mulțumesc, sunteți prea amabil. În materie, iar acest eveniment, cam la ce se referă? Adică, sigur, include și zona aceasta de zootehnie. Da, este o realizare din agricultură, participanți de foarte multe ferme. Ne-am adus aici material biologic din 5 stațiuni, ovine Dancu, Secuieni, avem ovine de la Popăuț și de la Secuieni Bacău, și încă de la o stațiune, material biologic creat, nou, inclusiv rase noi și cu un anumit potențial nou de producție care își așteaptă extinderea în producție. Dincolo sunt realizări deosebite ale unor firme, oferte de utilaje, oferte de tehnologii, dezbateri, mâine vor fi niște dezbateri pe zootehnie în care colegii din stațiuni sunt cei care le duc. Și, sigur, discuții, dezbateri și pe problemele cu care se confruntă fermierii noștri în etapa actuală, având în vedere chestiunile și economice și relațiile date de războiul cu Ucraina, dar și problemele climatice care creează extrem de multe probleme în zona de activitate a lor. Încă o chestiune, domnule Tabără, pentru că, din experiența dumneavoastră, ne puteți spune... De ce credeți că zootehnia a avut în România o tendință descrescătoare în ultimii
ani, și aici vorbim, cred că, de ultimii 10 ani. Pentru că n-a fost o politică cu obiective foarte clare și a mers ca și în alte sectoare, cu, bazându-ne pe importuri de material biologic și tehnologii, și de ce nu, iată, un caz unic în istorie, când am ajuns să ne apropiem aproape de 1 miliard de euro importuri de produse lactate. Nu este permis așa ceva la potențialul pe care îl are România. Și mă refer, dacă vreți, numai la suprafețele de pajiști naturale, dar nu numai. Iată, sunt producători de cereale, de porumb, dar nu sunt importatori de carne de porc. Este un nonsens și o negândire a unei strategii și, aș spune, ca o concluzie, o lipsă unei strategii clare cu obiective precise pe termen mediu și lung. Asta ne-a lipsit de după 1990. Am făcut cârpeli, inclusiv eu, ca ministru, pentru că n-am găsit o strategie clară în care să ai aceste obiective majore, în care, ca potențial agricol, din punct de vedere pedoclimatic, să fie, dincolo de ce înseamnă o țară dependentă de importuri de produse agroalimentare. Dar aș vrea să vă spun, dumneavoastră, un eminent economist, spuneam domnului prim-ministru pe data de 24 mai, când am avut o întâlnire cu domnul Ciucă, că trebuie să facem o analiză foarte clară, pentru că în istoria României niciodată agricultura nu a fost atât de costisitoare pentru întreaga economie. Să nu uităm că noi majoritatea inputurilor le importăm. Importăm și material biologic, importăm material semințier, importăm îngrășăminte, utilaje, combine și așa mai departe. Nu este permis așa ceva. Ne trebuie să producem, să realizăm în țară o serie de produse dacă vrem să ne rentabilizăm întregul sistem economic și mai ales să ne putem păstra în țară populația prin locuri de muncă create în aval și amunte de agricultură. De acord. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru analiza dumneavoastră, domnule Valeriu Tabără. Ca de obicei, a fost o plăcere să vă ascultăm și, desigur, o să vă invităm și cu următoarele ocazii. Vă mulțumesc încă o dată. A fost alături de noi domnul președinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice, domnul Valeriu Tabără, ați văzut o analiză legată, sau am plecat de la utilizarea glifosatului, o decizie a Comisiei Europene, de fapt o propunere, pentru că va trebui să fie validată de statele membre, în care domnul Tabără crede în sensul că este convins că glifosatul și produsele derivate vor putea fi utilizate în continuare și e util să fie utilizate de către fermieri, cu condiția de a fi utilizate în mod corect, așa cum a precizat. Până mai avem doar un minut până la pauză, am să citesc foarte repede câteva titluri de pe Agro TV. Fermieri campion la rapiță în județul Timiș. Egiptul a mai cumpărat o tranșă de grâu românesc. Ce preț a fost oferit pe tonă? Puteți citi pe Agro TV. Apoi se pregătește târgul pâinii de ziua satului românesc. Este un eveniment la care și colegii noștri vor fi prezenți, evident, vom fi acolo să filmăm. Fonduri europene, ministrul agriculturii anunță lansarea noilor măsuri. Avem și, totdeauna știu că sunt interesante aceste informații legate de finanțări europene. Portul Constanța face pregătiri pentru cerealele ucrainiene, poate gestiona 40 de milioane de tone pe an, avem și această, deci, informație. Și, în fine, încă un titlu, noua patrie a porumbului din România, unde se înregistrează producțiile record, citiți pe Agro TV. Luăm doar o scurtă pauză. După pauză ne întoarcem să discutăm despre forța de muncă din sectorul agricol. Rămâneți cu noi, ne revenim imediat.